Silvoșana lipsit. Da. Silvoșana lipsit. Întotdeauna mi este extrem de frică de echipare care joacă fără un jucător sau fără doi jucători importanți. Și v-aș da exemplu că am trebuit a pierdut cu Clujul, că le lipseau doi jucători din primul 5. Poate când a pierdut cu Asoftul, că avea cu jucători, că le lipseau doi jucători. Dar și noi am câștigat la Asoftul, ne-a lipsit un jucător foarte important. Întotdeauna, astfel de meciuri sunt periculoase, pentru că echipa adversă, automat, vine și joacă fără presiune. Automat presiunea se mută pe umerii echipei care are efectivul complet. Și un pic așa, din de ce mi-a fost frică, n-am scăpat, dar doar că am câștigat meciul. Ceea ce încă o dată, din punctul meu de vedere, este foarte important. Nu fiu sigur că dacă juca Silvășan, pierdeam de pildă. Să nu gândiți așa. Nu putem fi siguri. Poate dacă juca Silvășan, cu scălată, dacă cea cu 16. 10 de profesie în plus față de noi. 100%. Sigur, asta spune că n-ar fi jucat 33 de minute. Păi asta este. Și atunci, automat, ai făcut reprofesie. Și până la urmă și spart, ziceam că nu bagă, de la distanță, de la stabilizația cu două repede, le-a băgat pe amândouă, deci. În acest fapt, nu a existat o diferență în șut față de Silvășan, cu excepția faptului că Silvășan poate le fermeca mai mult, dar atunci n-ar mai fi aruncat de mult Burovici și Harlov. Corect, nu? Și am venit să ne aducă mai puțină prima parte, a venit la niște minute de contact, faptul că a făcut două faute. Da, normal. Doar asta a fost motivația mea. Faptul că a fost mulțumită. Nu, dar știți, eu, obiceiul meu să timpul, nu știu că face două și să văd ce a făcut două la scumă din minute. Nu, acesta este principiul meu.